Dragii noștri, mă bucur să ne reîntâlnim în cadrul rubricii noastre Arena Sănătății. Așa cum știți, încercăm aici să vă prezentăm tot felul de rețete sănătoase și, în același timp, suntem mereu în căutarea unor rețete simple pe care să vi le prezentăm. Pentru că știm, ne-am săturat cu toții să stăm prea mult în bucătărie și atunci e normal, e firesc să fim în căutarea unor rețete simple și, bineînțeles, și în căutarea unor rețete sănătoase. Așa că noi, astăzi, ne-am propus să vă prezentăm mai multe rețete simple și sănătoase de banane cu miere. Dar până să ajungem să vă prezentăm aceste rețete de dulciuri sănătoase, ne-am propus să vorbim mai mult despre beneficiile bananelor pentru sănătate. Pentru că, așa cum știți, în cadrul rubricii noastre Arena Sănătății, vorbim și despre beneficiile pentru sănătate ale ingredientelor alese, vorbim și despre tot felul de legende și de povești care însoțesc aceste ingrediente. Pentru că noi credem că toate rețetele sunt mult mai bune dacă sunt însoțite de povești, dacă sunt însoțite de legende, dacă le asezonăm și cu amintirea unor datini și obiceiuri care privesc acele ingrediente. Așa că vă invit să aflăm astăzi mai multe despre banane. Știm, bananele ne dau energie. Am constatat asta cu toții pe pielea noastră. Atunci când eram obosiți, ne simțeam vlăguiți, dacă mâncam o banană, pur și simplu ne reveneam, pentru că bananele ne dau energie. Astăzi vom afla ce se întâmplă de ne dau bananele energie, ce conțin bananele de ne dau atâta energie. Dar haideți să o luăm cu începutul. De unde vin bananele? De unde provin bananele? Și cum de s-au răspândit astfel încât astăzi să reprezinte unul dintre cele mai consumate fructe. Gustul lor delicios, calitățile lor nutritive, faptul că imediat ce consumi o banană ai senzație de sațietate erau lucruri cunoscute încă din antichitate. Bananele apar în lumea greco-romană descrise pentru prima dată într-un document din anul 303 înainte de Hristos, dar despre banane s-a scris cu mult înainte. Ele apar în scrierile budiste din secolul al VI-lea înainte de Hristos și, bineînțeles, ele apar și în vechile texte hinduse și în vechile texte chineze. Ele apar, bineînțeles, și în civilizația islamică. Cuvântul banană vine din arabă, unde banan înseamnă deget. Dar haideți să vedem cum au ajuns bananele în Europa, cum au ajuns bananele în bazinul Mării Mediterane. Bineînțeles, au fost aduse de Alexandru cel Mare, din Asia, care a fost automat, imediat ce le-a văzut, încântat de ele și, bineînțeles, încântat de gustul lor. Cercetătorii sunt de acord că bananele au ajuns în bazinul Mării Mediterane și au început să fie cultivate în anul 327 înainte de Hristos. Și, bineînțeles, de aici s-au răspândit apoi în Statele Unite ale Americii, în Caraibe, în Madagascar și așa mai departe. Ele, de fapt, s-au răspândit peste tot unde clima le era potrivită. Asta înseamnă zona ecuatorială și zona tropicală. În America, bananele au ajuns, bineînțeles, odată cu conquistadorii spanioli, dar în Statele Unite ale Americii, efectiv intrarea în piață a bananelor, efectiv comercializarea bananelor, a început abia în secolul al XIX-lea. Dar, așa cum spuneam, astăzi, bananele reprezintă unul dintre cele mai consumate fructe și astăzi există 130 de țări producătoare de banane. Dar trebuie să spunem un lucru extrem de important. Bananele sunt esențiale pentru economiile țărilor în curs de dezvoltare și, în același timp, bananele reprezintă alimentul de bază pentru milioane și milioane de oameni, pentru că, din păcate, există zone unde oamenii sunt foarte săraci și nu au foarte multe posibilități de alegere și atunci bananele sunt esențiale pentru alimentația lor de zi cu zi. În țări precum Uganda, Rwanda sau Burundi, consumul de banane este foarte mare, undeva la peste 400 de kilograme de banane pe cap de locuitor în fiecare an. După cum spuneam, nouă ni se pare foarte mult, dar trebuie să conștientizăm în același timp că acolo, pentru acei oameni, banana este un aliment de bază, pentru că, după cum spuneam, sunt oameni foarte săraci care nu au foarte multe posibilități de alegere și banana este un element esențial în alimentația lor de zi cu zi. Acolo, bananele sunt cultivate de fermieri
care cultivă bananele pentru consumul lor, pentru consumul propriilor familii și pentru comercializare pe plan local. Bineînțeles, există și mari plantații de bananieri de unde bananele se exportă. Dar dacă am ajuns să discutăm despre exportul de banane, despre țările exportatoare de banane, trebuie să spunem că pe locul întâi se plasează India, care exportă anual peste 30 de milioane de tone, apoi urmează China cu peste 11 milioane tone și apoi urmează țări precum Indonezia, Brazilia, Ecuador, Filipine, care exportă cam 6-7 milioane de tone pe an. Bineînțeles, există mari plantații și în Costa Rica și în Mexic și așa mai departe. Noi trebuie să conștientizăm că exportul de banane este foarte voluminos, dar și ca valoare este extrem de important, pentru că piața bananelor se estimează a fi undeva la 30 de miliarde de dolari în fiecare an. Și atunci trebuie să înțelegem că toate problemele privitoare la banane și la plantațiile de bananieri sunt extrem de importante. De exemplu, în secolul trecut a existat o ciupercă foarte agresivă cu plantațiile de bananieri și atunci au trebuit dezvoltate noi soiuri care să facă față acelei ciuperci. Astăzi însă, din păcate, există o nouă ciupercă, Black Sigatoga, care atacă din nou plantațiile de bananieri și mijloacele actuale de protecție nu mai fac față acelei ciuperci. Și prin urmare trebuie dezvoltate noi soiuri de bananieri și toți fermierii sunt în așteptarea acestora, pentru că efectiv nu mai fac față acelei ciuperci. Așadar, lucrurile sunt complicate. Sunt complicate pentru fermierii respectivi, pentru oamenii din zonele respective pentru care banana reprezintă un aliment de bază, după cum spuneam. Sunt complicate pentru economiile țărilor în curs de dezvoltare care produc banane și mizează pe producția de banane și așa mai departe. Dar e o altă discuție. Ca să revenim la discuția noastră despre banane, trebuie să spunem că sunt fructele unei plante din familia Musaceae, o plantă erboasă care crește foarte mult. Poate să ajungă la o înălțime de până la 8 metri, iar frunzele ei pot să atingă o lungime de până la 3 metri. Fructele cresc în ciorchini, de până la 200 de bucăți. Așa cum știm, și noi vedem bananele în magazine în ciorchini. Și trebuie să spunem că după recoltă, partea aeriană a plantei se usucă, rămân doar rădăcinile din care dau noi lăstari. Și acei lăstari replantați se vor transforma în viitorii bananieri. Trebuie să spunem că astăzi se cunosc peste 500 de soiuri de bananieri, dar mulți dintre aceștia sunt bananieri sălbatici și fructele lor nu sunt recomandate pentru consum, pentru că sunt niște fructe pline de semințe, semințe foarte dure. Bananele pe care le consumăm noi astăzi se înmulțesc doar prin tăieturi și ele provin de la un hibrid pe care l-a descoperit Jean-François Pujol pe plantația sa din Jamaica în 1836. Așadar, bananele consumate de noi astăzi sunt niște fructe fără semințe care se înmulțesc doar prin tăieturi. Dar bananele, cele pe care le consumăm noi, sunt foarte plăcute, pentru că, după cum spuneam, nu au semințe. În afară de asta, așa cum știm, bananele pot să fie de foarte multe feluri. Pot să fie mici, pot să fie mari, pot să fie verzi, pot să fie coapte. Trebuie să spunem că bananele se culeg verzi pentru ca să reziste în timpul transportului până când ajung ele în magazine, până când ajung ele să fie cumpărate. Bananele verzi sunt mai puțin dulci, pot să aibă un gust chiar amărui cumva și pot să fie mai astringente. Chiar și atunci când cumpărăm noi banane coapte, dacă ați observat, ele sunt puțin astringente și, bineînțeles, sunt mult mai dulci decât bananele verzi. Dar haideți să vedem de ce sunt atât de bune bananele pentru sănătatea noastră. Bananele sunt foarte bogate în fibre și atunci ajută tranzitul intestinal. În plus, au un indice glicemic scăzut și atunci ajută la controlul glicemiei. Dar trebuie să spunem că în funcție de toleranța individuală, ele pot să producă balonare sau flatulență. Astea sunt primele lucruri pe care le putem spune despre banane. Dar
așa cum știm, în medicina naturistă se folosește planta integral. Așadar, în zonele unde cresc bananieri, în zonele unde se cultivă bananieri, există tot felul de preparate, de decocturi, de infuzii, pentru că se folosește atât rădăcina plantei, cât și florile plantei, se folosesc clăstarii și așa mai departe. Nu se folosește doar fructul. Și se folosește chiar și coaja de banană. Și un truc pe care l-am putea folosi și noi cu coaja de banană este următorul. Vara, când ne pișcă un țânțar, putem să frecăm zona respectivă cu partea interioară a unei coși de banane. Și o să vedeți că o să vă treacă acea senzație de mâncărime foarte rapid. Este un truc cunoscut de oamenii din zonă la pișcăturile de insecte. Un truc cu coajă de banană. Dar pe noi ne interesează în primul rând ce fac bananele pentru sănătatea noastră. Cum ne ajută fructul bananierului, cum ne ajută bananele pentru sănătatea noastră, pentru că noi banane consumăm. Și atunci, haideți să le luăm pe rând. Ar trebui să vedem, înainte de toate, ce conține o banană, pentru a vedea cum ne ajută sănătatea și în ce sens, în ce aspecte ne ajută sănătatea. O banană medie de 125 de grame, o porție, ca să spunem așa, are 110 calorii, 30 de grame de carbohidrați, 1 gram de proteine și conține peste 80 de substanțe esențiale, de vitamine și de minerale. Conține vitamina C, conține vitamina A, din grupul de vitamine B, B6, B7 și mai conține cupru, fier, mangan, potasiu, magneziu, minerale esențiale pentru buna funcționare a organismului nostru. Astfel, bananele, datorită conținutului lor, sunt recomandate pentru scăderea tensiunii arteriale și pentru sănătatea inimii. În plus, se consideră că un consum regulat de banane poate să ducă în timp la scăderea colesterolului rău, iar studii medicale recente au arătat că dacă bananele sunt consumate regulat, scade riscul de a dezvolta degenerescență maculară cu 36%, știut fiind faptul că degenerescența maculară este afecțiunea responsabilă în mare parte de pierderea vederii la persoanele în vârstă. Așadar, bananele sunt bune, sunt indicate pentru sănătate, nu doar pentru reglarea tranzitului intestinal. Nu sunt recomandate doar pentru că sunt bogate în fibre. Se știe că bananele conțin pectină, o fibră care normalizează mișcările tractului intestinal și atunci ajută la normalizarea tranzitului intestinal. Dar bananele, după cum spuneam, sunt recomandate pentru foarte multe probleme. În plus, ele sunt recomandate și pentru cei care se confruntă cu aciditate gastrică, pentru că ele scad aciditatea, au un efect antiacid și, în plus, se consideră că ele pot să ajute la eliminarea bacteriei Helicobacter pylori. În plus, bananele nu conțin calciu, dar ele ajută prin substanțele pe care le conțin la faptul că noi, organismul nostru, asimilează mai bine calciu. Așadar, sunt recomandate și în această privință. Și mai trebuie să spunem ceva. Bananele ne pot ajuta și să scăpăm de stările ușoare de anxietate. În acest sens este recomandată o banană pe zi. Se spune că poate să ne ajute să scăpăm de anxietăți și mai mult să ne ajute să ne concentrăm, să ne ajute să învățăm și așa mai departe. Tocmai de aceea, elevilor și studenților, mai ales în perioadele de examen, le este recomandat un mic dejun cu banane și miere. Este simplu, felii de banane, câțiva fulgi de ovăz, miere, lapte și gata, micul dejun potrivit, adecvat, ca să-ți dea energie pentru întreaga zi și să te ajute să te concentrezi, să te ajute să înveți. Dar bananele sunt indicate și la cină, pentru că dacă mâncăm o banană la finalul cinei, să spunem, atunci nu vom mai simți acea nevoie ca între cină și ora de culcare să tot ronțăim câte ceva. Pentru că trebuie să fim sinceri, între cină și ora la care noi ne culcăm, mai ronțăim.
foarte des foarte multe lucruri pe care n-ar trebui să le ronțăim. Și atunci când mâncăm o banană, o să vedem că nu mai avem nevoia să ronțăim tot felul de lucruri. Așadar, bananele ne ajută să fim sănătoși. Așadar, putem spune că bananele ne ajută să ne menținem silueta, pentru că dacă ne împiedică, ne taie pofta de a ronțăi tot felul de lucruri pe care n-ar trebui să le ronțăim seara înainte de culcare, ne vom menține silueta, nu? Dar bananele, dincolo de faptul că sunt recomandate pentru atâtea și atâtea lucruri, după cum am văzut, ele sunt recomandate și atunci când ne confruntăm, de exemplu, cu episoade de tuse. Însă, trebuie să combinăm banana cu miere. Iată ce putem face. Putem să luăm două banane bine coapte și să le pasăm cu o furculiță. Punem apă la fiert și când apa este clocotită, turnăm peste acele banane pasate și mestecăm bine până când se face o pastă. După ce amestecul acesta s-a răcit puțin, putem să adăugăm două linguri de miere, este de preferat mierea polifloră, și amestecăm din nou până când se face o pastă. Și acea pastă o punem la rece și luăm din ea în fiecare zi cam de 4 ori câte 3 lingurițe. Așadar, această cremă de banane cu miere ne face foarte bine, mai ales în sezonul rece, pentru că, așa cum am văzut, bananele conțin vitamine, minerale, fibre, iar mierea, așa cum știm, este și ea bogată în vitamine, în minerale, în enzime, în antioxidanți. Este un antibiotic natural, are proprietăți antimicrobiene, are proprietăți antiinflamatoare și așa mai departe. Este o combinație foarte bună, această combinație de banane coapte pasate cu miere polifloră. Și așa cum știți, eu vă recomand mierea Apidava, mierea cea bună din inima Transilvaniei, mierea românească. Și puteți să vă preparați această rețetă care nu doar că vă ajută să scăpați de episoadele de tuse, dar întărește și sistemul imunitar. Și dacă este să fim sinceri, puteți să preparați această cremă sau diferite variațiuni ale acestei creme pe care să le consumați pur și simplu de plăcere. Dar dacă vă interesează câteva rețete de banane cu miere pe care să le consumați așa pur și simplu de plăcere, am pregătit și câteva asemenea rețete. Iată cum vă puteți face un milkshake delicios cu banane și cu miere. Aveți nevoie de o banană feliată, rece, bine de tot, o țineți feliată la frigider, o scoateți, o puneți în blender. Mai puneți în blender o lingură de miere, adăugați puțină scorțișoară, un praf de scorțișoară, ca să spunem așa, și mai adăugați cam 150 ml de lapte rece ca gheața. Puneți totul în blender, după cum spuneam, faceți un smoothie și gata, milkshake sănătos cu banane și cu miere. Dar puteți să vă faceți un milkshake delicios și cu banane, nucă și miere. Și acest milkshake delicios de banane, nucă și miere, puteți să-l faceți după cum urmează. Iată ce simplu se face. Puteți să luați 3 banane bine coapte, le curățați de coajă, le rupeți în bucăți și le aruncați în blender. Mai puneți acolo 2 lingurițe de suc de lămâie, un plic de zahăr vanilat și să mai adăugați 2 lingurițe de nucă măcinată. Mai puteți adăugați miere și cam 50 de mililitri de lapte ca să se amestece totul foarte bine. După ce ați amestecat asta în blender, cum puteți să serviți acest milkshake de banane, nucă și miere? Puteți să puneți pe 2 farfurii, într-o farfurie miere, într-o farfurie nucă măcinată. Și puteți să luați niște pahare, să puneți paharul cu gura în jos în farfuria de miere și apoi în farfuria de nucă, o să rămână pe marginea paharului nucă lipită de miere și apoi în interior, bineînțeles, să turnați acest milkshake de banane, nucă și miere. Și așadar puteți să faceți cu compoziția pe care tocmai am descris-o vreo 4 pahare cu care să vă serviți musafirii și cu siguranță o să fie încântați nu numai de gustul delicios, ci și de această modalitate de prezentare, ca să spunem așa, cu paharele care pe margine vor avea miere cu nucă. Nu e așa că e frumos? Deja vă plouă în gură, nu? Și așa cum știm cu toții, gustul de banane merge foarte bine cu gustul de kiwi.
calorii. Și atunci avem și o rețetă de milkshake cu banane, cu kiwi și cu miere. Se face și aceasta foarte simplu. Se iau cam 6 kiwi, se curăță de coajă, se taie bucăți, se pun în blender, se ia și o banană, se curăță, se rupe felii, se pune în blender, se mai pune o lingură de miere și cam o jumătate de linguriță de scorțișoară. Se amestecă totul bine și după aceea se mai adaugă și puțin lapte pentru ca să înglobeze toată această pastă și să o facă și mai fină. Și iată că aveți și un milkshake cu banane, cu kiwi și cu miere. Dar cu banane și cu miere și, bineînțeles, cu puțină scorțișoară, puteți să vă faceți și o înghețată delicioasă. Iată cum poți să-ți faci, simplu și rapid, o înghețată cu ingrediente naturale. Iei vreo 3 banane, bine coapte, le tai felii, le pui într-un castron și le pui la congelator, pentru că acele felii de banane trebuie să fie foarte bine înghețate. După ce au fost înghețate, le pui în blender și le faci în bucățele mici, 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 mici. Mai adaugi o linguriță de cacao și o lingură de miere și gata înghețata, nu? Pentru cei care își spun că ei nu vor înghețată pentru că nu vor să mănânce ceva rece, pentru că știu că au probleme cu gâtul, pot să-și facă cu aceleași ingrediente, fără a ține însă bananele la congelator, o budincă. Adică pun în blender acele 3 banane coapte, mai adaugă cacao, mai adaugă mierea și vor avea la final o budincă. Foarte bună și aceea, nu? Deci, așadar, puteți să încercați tot felul de combinație de banane cu miere, cu nucă, cu kiwi, să mai adăugați puțină scorțișoară sau cacao și așa mai departe. Puteți să inventați și singuri și să creați și singuri propriile rețete. Pentru rețete ceva mai complicate, de banane caramelizate sau banane prăjite cu sos de miere și lămâie, vă invit pe accmediachannel.ro, unde veți găsi o serie întreagă de rețete mai elaborate și, bine, cei care vor să-și iară gazul să le încerce, cred că vor avea niște rezultate spectaculoase. Oricum, cred că este interesant să-ți faci banane caramelizate, banane prăjite și așa mai departe, pentru că, să fim sinceri, cu toții suntem în căutarea unor dulciuri deosebite, pentru că tuturor ne place gustul dulce. Așadar, intrați pe accmediachannel.ro și veți găsi acolo o serie întreagă de rețete dulci, sănătoase, savuroase, cu banane și cu miere, mai simple sau mai complicate. Nu uitați să vă abonați și la canalul nostru de YouTube și, bineînțeles, să dați like paginii noastre de Facebook. Eu vă mulțumesc tare mult, nu uitați că pe mine mă găsiți pe propriile mele canale de pe rețelele de socializare și mai trebuie să vă spun ceva. Pentru data viitoare, pentru următoarea rubrică din seria noastră Arena Sănătății, vă pregătim rețete de banane cu miere pentru frumusețe, pentru că atât bananele cât și mierea sunt deosebit de bune pentru sănătatea și frumusețea tenului nostru. Așa că vă aștept și pe curând! Te întreb ce miere să alegi? În cetatea albinelor, Apidava, din inima Transilvaniei, găsești apicole sănătoase și delicioase, regăsești gustul copilăriei și energia de care ai nevoie. Sănătate și frumusețe cu Apidava, din inima Transilvaniei.